A dori să citim împreună prima solie îngerească din Apocalipsi, capitolul 14, cu versetul 7. El zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zboarele apei. Haideți să analizăm pentru câteva momente această solie îngerească, însă de data aceasta vrem să luăm o direcție diferită. Am vrea să vedem în ce sens în această solie Dumnezeu mi se adresează mie personal. Și cum prin această solie Dumnezeu ne aduce pe fiecare dintre noi într-o relație specială apropiată cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să vedem lucrul acesta. Mai întâi aș vrea să reținem următorul gând. Ultimul mesaj de avertizare pe care Dumnezeu îl transmite lumii acestea se găsește în cele trei solii îngerești. Însă, prieteni, așa cum știm, cele trei solii îngerești sunt date în ordinea în care noi le citim aici în Apocalipsi 14. Prima, a doua și a treia solii îngerească. Și el mai accentuează într-un loc în experiențe și viziuni importanța primirii acestor solii în ordinea lor. Prieteni, dacă lumea noastră ar fi acceptat prima solie îngerească, n-ar fi fost niciodată nevoie de a doua și niciodată nevoie de a treia. Dar pentru că oamenii au respins-o pe prima, au respins-o pe a doua, Dumnezeu este nevoit în ultima solie să vină cu o avertizare înfricoșătoare în încercarea de a salva pe aceia care vor continua să meargă împotriva voii lui Dumnezeu. Acum aș vrea să ascultăm un gând deosebit. În prima solie îngerească, așa cum am citit, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne temem de El și să-I dăm slavă. Trăim într-un veac când Satana se luptă mai mult ca oricând să întoarcă privirea noastră de la Creator către creatură. Nu este adevărat ce spun, prieteni? Dumnezeu, prin această solie, vrea să întoarcă atenția noastră către Cel care ne-a dat viață, către Acela care a creat toate lucrurile. Și de aceea spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă. Însă mai este ceva. Nu doar că omul se luptă să ne îndepărteze atenția noastră de la Creator, dar tot pe aceeași cale, omul produce o stare de frică, teamă și groază în sufletul nostru. Adică când noi ne uităm la oameni, când ne uităm la lucrurile din jur, ne îngrozim. Ne este frică, suntem neliniștiți, suntem descurajați. Și de aceea Domnul Hristos ne cheamă să întoarcem privirea către El. Să privim la lucrarea pe care o face El în sanctuar. Nu spune aici în profeție că a sosit ceasul judecății. Prieteni, vreau să știți că toată solia îngerului, primul înger, se concentrează asupra acestui ceas al judecății. Adică Domnul Hristos când spune, temeți-vă și dați-i slavă lui Dumnezeu. El vrea să întoarce privirea noastră la lucrarea care a început în 1844, în sanctuarul cereț. Adică s-a deschis această curte, acest tribunal ceresc, în care numele noastre sunt chemate la judecată. Viața noastră este comparată cu standardul legii lui Dumnezeu. Haideți să vă pun o întrebare foarte importantă. De ce Dumnezeu nu vrea ca noi să avem teamă față de oameni, prieteni? De ce teama noastră trebuie să fie numai de Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că mulți oameni, din cauza că se tem de alți oameni, renunță la adevăr și la ascultare de Dumnezeu. Vi s-a întâmplat să faceți asta vreodată? Vi s-a întâmplat ca pe timpul lui Noe, hai să vă dau acest exemplu. Când oamenii stăteau acolo și se uitau, dar nu făceau niciun pas să intre în corabie. De ce nu au intrat, prieteni, oamenii? Pentru că nu era popular mesajul lui Noe? Pentru că părea că nu există nicio explicație științifică a evenimentului care tocmai urma să se întâmple? Și aveau oamenii o mulțime de motive pentru care să stea departe de mântuire, prieteni. Și astăzi oamenii fac la fel. Frica de ce va spune unul, frica de ce va spune altul, ce va spune familia mea, ce va spune soția mea, ce va spune vecinii mei. Și frații mei, oamenii refuză să asculte de Dumnezeu pentru că ce spun alții. Dar nu numai cu oamenii din afară este această problemă. Și în biserica rămășiței. Ne uităm în jur, ca fete, ca femei, ne uităm la felul în care se îmbracă surorile în comunitate și spunem, eu nu vreau să fiu atât de diferită de surorile mele, adică aș părea puțin ciudat. Și pentru că ne este frică să fim diferiți, prieteni, să-L urmăm pe Iisus până la capăt, indiferent ce ar spune oamenii, noi facem compromis cu adevărul și călcăm pe o cale interzisă. Vreau să vedeți că teama de om te conduce la neascultare. Teama de Dumnezeu te conduce la ascultare de ce spune Dumnezeu. Și în acest ceas al judecății, prieteni, aceasta este o problemă care trebuie rezolvată între fiecare dintre noi și Dumnezeu. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, chiar dacă toată lumea e împotriva noastră. Dar mai este un mesaj aici.
Spune așa, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Am o întrebare foarte importantă. Ce înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui? Aș vrea să știți că această problemă a închinării este un fundament al experienței noastre creștine. Și dacă nu înțelegem ce reprezintă fundamentul acesta, prieteni, noi nu vom putea să avem parte de experiența primului înger și ca atare. Vom fi în pericolul, așa cum spune în Apocalipsa capitolul 14 mai departe, să fim printre aceia care vor primi semnul fiare și se vor închina fiare. Haideți să vă spun care este mesajul plin de speranță din prima solie îngerească. În primul rând, această închinare la Dumnezeu stabilește valoarea noastră ca oameni, prieteni, ca ființe create după chipul lui Dumnezeu. Haideți să citim împreună lucrul acesta. Știți de ce omul are valoare infinită înaintea cerului? E adevărat că valoarea noastră înaintea oamenilor este uneori foarte scăzută. Și chiar în ochii noștri. Dar nu uitați niciodată, prieteni, că Dumnezeu când l-a făcut pe om, în versetul 26, spune așa. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Adică Dumnezeu ne-a făcut ca El. Și mai mult de atât, spune că a luat țărâna aceea și ne-a modelat din ea. Este vorba acolo de o relație intimă, deosebită, între Dumnezeu și om. Noi nu suntem asemenea oricărei alte făpturi create de Dumnezeu, asemenea animalelor. Omul este o făptură specială, deosebită. Este după chipul Creatorului. Exact așa cum copilul seamănă leit cu tatăl și mama lui, la naștere. La fel noi când am fost creați, semănam leit cu Dumnezeu. Însă păcatul, prieteni, ne-a îndepărtat, a încercat să șteargă această imagine, acest chip. Și Dumnezeu vrea să-l refacă. Însă prețul plătit pentru a reface chipul, prieteni, este unul foarte scump. Și vreau să știți că îl costă pe Dumnezeu multă durere și multă suferință ca noi să fim readuși în starea inițială. Doriți să participați cu Iisus la refacerea chipului, prieteni? Dacă vrem să realizăm lucrul acesta, dacă vrem să înțelegem ce a însemnat crearea omului în creațiune, la început, noi trebuie să stabilim, prieteni, valoarea noastră infinită prin faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. Și odată ce un om crede și înțelege lucrul acesta pe deplin, o, dragi prieteni, speranța noastră în Dumnezeul nostru este atât de puternică, inima noastră va fi atât de strâns legată de inima lui Iisus, încât pentru nimic în lume nu vom dori să dăm drumul acestei iubiri. Vreau să știi, prieteni, că tu ai valoare nu pentru că Iisus a murit pe cruce. Faptul că El a murit pe cruce n-a făcut decât să descopere valoarea pe care tu deja o aveai. Și aceasta este valoarea pe care o ai. Dumnezeu acum intenționează să te aducă înapoi în punctul în care tu vei gândi ca El, vei vorbi ca El, vei acționa ca El. Pentru că așa ai fost făcut. Iată așadar ce valoare infinită a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi, prieteni. Și această valoare este văzută unde? În creație. De aceea când Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui, El ne aduce aminte de valoarea infinită a fiecăruia dintre noi. O, prieteni, acesta este primul mesaj, prima solie îngerească. Și dacă noi primim acest mesaj și îl credem, va fi imposibil ca noi să rămânem în Babilon sau noi să primim semnul fiare. Vom dori să murim pentru Iisus, prieteni, când înțelegem cât de mult ne prețuiește El pe fiecare. Haideți să facem un pas mai departe. Al doilea motiv pentru care avem nevoie să înțelegem temelia adevărată închinării, știți care este, prieteni? Nu doar că noi avem o valoare infinită și închinarea Dumnezeu adevărat ne amintește de lucrul acesta prin creațiune, dar mai este un lucru, prieteni. Închinarea la Dumnezeu este singurul argument. Haideți să o formulez puțin altfel. Faptul că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor este singurul motiv, singurul argument solid pentru care noi trebuie să-i aducem închinarea numai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toți ceilalți Dumnezei n-au făcut nimic niciodată și n-au nicio putere, nici măcar nu există. Sunt închipuiri ale oamenilor. Dar Dumnezeul Creator care ne cere închinarea noastră este acela care a creat tot ce vedem noi. Și motivul pentru care suntem chemați să ne închinăm Lui este pentru că El a creat toate lucrurile. Uitați-vă cum e în Psalmul 95, 96, mă scuzați, cu 45, vreau să vedeți cum Dumnezeu leagă problema închinării de faptul că El a creat toate lucrurile. Psalmul 96, citim versetele 4 și 5, spune așa. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii. De ce, prieteni? Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Cu alte cuvinte, motivul pentru care tu trebuie să te închini numai lui Dumnezeu și atât, este pentru că El a făcut toate lucrurile. Dacă ar fi fost un alt Dumnezeu care ar fi creat în măsură egală ca Dumnezeul nostru,
Am fi avut motiv să spunem, Doamne, dar aici mai este unul ca tine, uite, care a creat și el. Dar prieteni, așa ceva nu există. Singurul care are putere de a crea este Dumnezeu. Numai El a creat toate lucrurile. Și acesta este argumentul de bază pentru care noi trebuie să ne închinăm în numele Dumnezeu. Prieteni, acesta este un lucru foarte important pe care noi trebuie să-l luăm în atenția noastră. Și aș vrea acum să ne apropiem din încheiere cu următorul gând. Aș vrea să vă spun în încheiere, frații mei, o concluzie foarte clară a motivului pentru care Dumnezeu vrea să ne amintim de acest mesaj al primei soli îngerești. Satana se luptă din răsputeri să distrugă ceea ce Dumnezeu face. Noi știm lucrul acesta de la început. Satana vrea ca noi să-L uităm pe Creatorul nostru, să scoată din mintea noastră pe Dumnezeul adevărat, pe acela care a creat toate lucrurile. Pentru că atunci când El va face lucrul acesta, va reuși, prieteni, să îndepărteze și chipul lui Dumnezeu din noi. Ne va face să uităm și valoarea adevărată pe care avem în ochii cerului. Însă Dumnezeu se luptă să ne amintească. În timp ce Satana luptă să ne facă să uităm, Dumnezeu se luptă să ne ajute să ne amintim acel lucru. Și prieteni, vreau să știți că este minunat acest următorul gând. Dacă noi suntem cu toată inima pentru Dumnezeu, dacă noi îl iubim cu toată puterea noastră și cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru, noi vom dori să rămânem de partea lui Dumnezeu în această mare luptă și vom dori să îl ajutăm pe Dumnezeu. Între ghilimele spus să-L ajutăm, da? Pentru că noi nu putem spune că-L ajutăm pe Dumnezeu într-un sens. Dar vom putea să stăm de partea lui Dumnezeu în această mare bătălie și îl vom ajuta, prieteni, prin faptul că noi vom crede două lucruri. Vom crede că autoritatea lui Dumnezeu ca și Creator este ceea ce ne dă nouă putere să ne închinăm Lui ca și Creator. Și în al doilea rând, vom înțelege demnitatea și valoarea noastră adevărată în ochii lui Dumnezeu. Iar aceste două lucruri, prieteni, ne vor ajuta să rămânem strâns lângă Dumnezeu când va veni ultima mare bătălie. Vreau să fiți atenți la un gând foarte important, acum când închei. Deci, prima dată, eu trebuie să cred că Dumnezeu este adevăratul Creator și lucrul acesta mă ajută să mă închin numai Lui. Dar, în egală măsură, tot creațiunea și închinarea îmi descoperă valoarea mea infinită. Acum vreau să știți un lucru, prieteni. Dumnezeu mai întâi vrea ca eu să înțeleg valoarea mea infinită prin creație. Pentru că lucrul acesta, când îl înțeleg pe deplin, mă ajută să mă închin numai lui Dumnezeu, chiar și în fața condamnării cu moartea. Chiar și în fața amenințării cu moartea. Eu nu voi avea teamă în fața omului. Vedeți, prieteni, de ce noi trebuie să avem parte de această experiență a primului înger? Pentru că această experiență elimină teama, ne ajută să-i dăm slavă numai lui Dumnezeu, să ne temem numai de El, să mergem înaintea Lui la judecată, fără teamă, cu îndrăzneală. De ce? Pentru că noi suntem în armonie cu Dumnezeu. Prieteni, iubirea pentru Dumnezeu ne ajută să fim în armonie cu El. Dacă ne închinăm lui Dumnezeu cu adevărat, noi am trecut și de judecată, cu siguranță. Și în felul acesta putem avea parte de prima solie îngerească, de această experiență. Și celelalte două solii nu ne vor atinge pe noi deloc, prieteni. Avertizările acelea sunt pentru cei care nu au parte de prima solie îngerească. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul special al primului înger și să fim printre aceia care să-L urmăm pe Iisus cu credință în acest ultim mare conflict care se apropie. Nu uitați niciodată, prieteni, valoarea infinită pe care Dumnezeu a pus-o în voi. Valoarea infinită pe care o aveți, care s-a descoperit în momentul în care a avut loc jertfa lui Iisus pe cruce, în care El s-a jertfit pentru noi. Dar ne-am spus că eram valoroși deja la momentul acela, ceea ce înseamnă că valoarea noastră este dincolo de imaginație. Și cât de trist este că Satana ne face de multe ori să uităm acest lucru și acesta este motivul pentru care noi mergem în păcat. Un om care înțelege valoarea lui că este fiul de Dumnezeu, fiul de lege, nu va accepta să mai rămână mocit la păcatul lui. N-are cum! Dumnezeu să ne dea binecuvântarea sa și să ne ajute să avem parte de experiența aceasta prin harul său. Dumnezeu să ne binecuvinteze!